Eu despre problema copiilor am cercetat mult, că am fost întrebat. Și toate lucrările astea le-am așezat în două capitole. Unul, într-un capitol în care am dovezi și versete biblice să stau de vorbă cu oricare din voi. Dar alte întâmplări n-am versete biblice. Sunt în teren al unecos. În Matei 22:29, Domnul spune așa: vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea Lui. Sunt lucruri care nu le pot încadra în Scripturi, eu le pun în puterea Lui Dumnezeu. Vă povestesc numai ceva. În luna august anul ăsta am fost la o nuntă în Ardeal. Dimineața a fost căsătoria, seara a fost evangelizarea, mirele și mireasa au venit și ei la evangelizare. A spus: măi, am să vă predic peste tot, mă. O spus mire, hai te vrem mai repede, mergem la adunare, că o să fie frumos. Și a fost frumos. Când s-au gătit slujba, eu de la Simeria, acolo eram, trebuia să vin acasă. Să uită omul de ori, nu mai trebuie, tu n-ai farul la mașină. Și trebuia să vin toată noaptea, un pic eram năcăjit. Vine un frate, spune: stai liniștit, eu sunt electrician, am auto, am service, trage la mine acasă repede. Și în timp ce mi-a ridicat capota, cât de la electrician să-mi schimbi becul. O veni mama lui și spune: frate Dragoș, cât băietul schimbă becul, poți să spun ceva? Spune, soră. Spune că eu am, nu știu cât mi-a spus ea, 12 copii. Dar într-o seară am avut un vis. O familie de aici, de la noi, din adunare, era cu un cărucior, cu un copil mic. S-a întâlnit cu mine și bărbatul mi-a împins, o spunea: e copilul ăsta, căruciorul. Dar eu i-am aruncat înapoi, el, tu, că eu am destui. Și m-am trezit. I-am spus la bărbatul meu și el îmi spune: domnul, să-i mai dai un copil. A doua zi mă întâlnesc cu fratele acela, îmi spune sora, și îi spun: măi, omule, uite cum te-am visat aseară. Și el face așa: n-am nicio vină, eu îmi doresc copiii, nevasta nici nu vrea să audă. Spune ei visul, că e responsabilă. Femeia s-a rămas însărcinată și înainte de a naște a mai avut un vis. Se făcea că din America, el nu a fost niciodată în America, au venit două surori, una mai în vârstă, una mai tânără, și au spus: nu te supăra că mai crești un copil. Noi îți dăm haine și tot ce îți trebuie să-l crești până la 6 ani. Și nu o să cheltui nimic din al tău. Și spune: frate dragul, și înainte de a naște, au venit două surori din America, cele din vis. Le-am recunoscut. Și mi-au dus multe pachete cu haine. Au spus: aici ai hainuțe de la un copilaj de o zi și până la 6 ani. Și mi-au dat și niște bani, mi-au spus: uite, cu banii ăștia să cheltui, să nu cheltui nimic de la tine. Să spune: până la 6 ani n-am cheltuit un leu de la mine. Și când copilul avea 6 ani, a venit într-o seară la mine și mi-a spus: mama, îți mulțumesc că m-ai primit, că m-ai crescut, că m-ai iubit, dar eu vreau să plec la Domnul, că e cu mult mai bine. Și mă spune: du-te, mă, știi cul, că îl împinge. Și spune: dimineața l-am găsit mort în pat. Și acum m-a întrebat pe sora: unde pune o întâmplare? Pune la puterea lui Dumnezeu. Și am multe din astea să vă spun. Vreau să vă spun că binecuvântări pământești înseamnă pâine, înseamnă sănătate și o familie binecuvântată. Să le dea lor. Amin? Și nouă.